mulțumesc. Putem să o atingem? Da, ești frică, nu ești fragilă așa. De ce? Că se ia ție frică ție, de aia ți-e frică. Nu sunt fragilă, să știi că încă mai fac chiar și sport. Are senzațional. Măi, dar pe cuvânt dacă ar fi, așa stai așa un pic, în profil e ok, dar din spate dacă ar fi să te vedem, nu se vede nimic. Da, e incredibil, bravo ție. Bravo ție. Au plecat fetele, au plecat, da. Oana și Andreea, fetele lui Glens, pentru că astăzi trebuia să fim în formulă completă, dar cineva a făcut un pic mai mult în trafic pentru că și-a calculat ora așa cum trebuia, să ajungem un pic mai târziu, dar modificările voastre au fost și modificările noastre. E bine, practic piesa asta este a lui Glens. Este continuarea piesei Cinema pe care am făcut-o acum vreo 5 ani de zile în formula cu Mandinga. Da. Cinema, exact. Și, practic, continuarea poveștii a fost acum. Ce păr dezgolit avea Glens. Da, chiar am întrebat pe Florin, e părul lui. Cum să fie părul? Da, e părul lui, nici eu nu știam că așa podoabă. Cât mai ai, Cât Elena? Mai ai, da, și cât o lună mai am. O lună mai am. Și când te oprești? Bănesc că mai ai mai spectacol mai acum? Mai am un eveniment, după aia mă opresc un pic, iar după ce... Nașc, la o săptămână jumate am primul concert. Ai hotărât deja cum naști? Da, cezariană. Cezariană? Să nasc natural, dar nu am. Ai vrut. Am făcut operație mai de mult la ochi și nu-mi dă voie. Doctorul spune, e un risc mai mare. Presiunea, da, crește presiunea. Exact. Ah. Și ești gata, ești pregătită cu tot ceea ce trebuie? Aoleu, pregătită nu ești niciodată, știi? Te frică? E cumva așa o frică, dar e frica aia, e o temere de aia frumoasă, știi? Adică te ești nerăbdătoare. Ești nerăbdătoare, nu știi ce se întâmplă exact. Totul este așa spontan, se întâmplă multe lucruri pe care, și transformări pe care corpul tău nu este obișnuit să le simtă, dar e frumos. Acum a început să și navigheze foarte... Dansează. Mai ales am fost la studio și am tras niște piese, mamă, orice piesă, dădea drumul la toate, început să miște, dar... Care e cea mai... foarte cu minte. Da? Care e cel mai tare lucru care ți s-a întâmplat în sarcină? Nu știu, care a fost transformarea care te-a surprins cel mai tare? Să știi că avut pofte? N-am avut pofte, n-am avut grețuri, n-am avut absolut nimic. Insomnii? Nimic. Nimic. Așa o sarcină din asta ușor? Singura chestie pe care am avut a fost cu parfumurile, nu suportam nici parfumul meu. Mirosurile, nu? Mirosurile. Și încă pătrezi? Și acum, da, adică dacă ai un pahar de suc, îți spun din ce plante, știi? Mirosul s-a dezvoltat foarte. Da, foarte tare. Și așa poți să-mi spui câte kilograme ai luat? Da, 7 kg, 7.5. 7 kg. Diana, tu câte kilograme ai luat în sarcină? 40. 40? Hai să știi că sportul contează foarte mult. Da, eu am făcut sport, dar nu s-a văzut. Că am făcut sport la nivelul la care făceam, dar a contat foarte mult mișcarea. Adică n-am stat deloc. Am avut și treabă, am alergat în fiecare zi și mi-a prins bine. Adică n-a fost un efort să mă simt rău sau ceva. Adică o graviduță activă o să-ți revii foarte repede. Imediat. Zi pe final repede trei nume la care te-ai gândit. Poftim? Trei nume. Păi m-am gândit prima, deja setat. Da. Răzvan o să-l cheme. Bărbatul meu îl cheamă Dragoș Răzvan. Răzvan și unul dintre nume atunci am spus că dacă totul mai spune Dragoș, eu zic bun, Răzvan cel mai bun. Să fie sănătos, să Răzvan. Doamne ajută. Mulțumim frumos, Elena, că ai venit pe la noi. Și să ne vedem cu bine după. Da, Doamne ajută. Naștere ușoară. Pe Duțelul avem chiar acum.